Bine v-am găsit, dragi elevi! În clipul de astăzi vom vorbi despre iubire și vom vedea că iubirea este cea mai mare poruncă dată de Mântuitorul Isus Hristos. Această poruncă ne spune Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugelul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar de ce trebuie să-L iubim pe Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată, dragi levi? Suntem datori să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El este cel care ne-a iubit mai întâi, este cel care ne-a creat, este cel care ne susține și este binefăcătorul nostru. Iubirea noastră este o iubire răspuns la iubirea pe care Dumnezeu ne-o poartă. Iubirea este cel mai frumos sentiment sădit în sufletul fiecărui om de Dumnezeu. Ea ne face mai buni, mai generoși, mai înțelegători și mai sensibili la sentimentele celor din jurul nostru. Dar cum putem, dragi elevi, să arătăm lui Dumnezeu că îl iubim? A -l iubi pe Dumnezeu înseamnă a iubi aproapele nostru, numai prin fapte de iubire față de aproapele nostru ne putem manifesta iubirea față de Dumnezeu, căci însuși Dumnezeu ne spune Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Dar cine este aproapele nostru? V-ați întrebat vreodată? Pentru a înțelege cine este aproapele nostru, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a lăsat o pildă, cea a Samarinanului Milostiv, în care ne vorbește despre un om ce plecase într-o călătorie. Drumul pe care trebuia să-l parcurgă era tare periculos, deoarece era împânzit de hoți. Bietul călător Nu numai că a fost prins și prădat de aceștia, dar și bătut până a căzut la pământ aproape mort. După ceva timp, pe acolo a trecut un preot care s-a făcut că nu-l vede și a mers mai departe. Mai târziu, pe acolo a trecut și un levit, dar și acesta l-a ocolit pe bietul călător rănit, la fel ca preotul. Când sărmanul om credea că este pierdut, a apărut un străin, un samarinean, care a venit la el și văzându-l rănit, i s-a făcut milă de el și apropiindu-se, i-a legat rănile, apoi l-a așezat pe măgarul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. A doua zi a spus gazdei, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu după ce mă voi întoarce îți voi da. După ce a arosit această parabolă, Mântuitorul l-a întrebat, care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Vă întreb și pe voi, dragii mei, care dintre acești trei vi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Preotul, Levitul sau Samarineanul? Bineînțeles că era samarineanul, omul care arătase iubire unui străin, unui om de al neam. Iar această poruncă a iubirii nu dă chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Să iubim, dragii mei, nu numai pe mama și pe tata, pe frați, pe verișori, pe bunici și prieteni buni, ci pe toți cei din jurul nostru, așa cum Mântuitorul i-a iubit chiar și pe cei care i-au făcut rău. Am înțeles mesajul pildei, dragi elevi. Care este acesta? Când ne iubim semenii, nu trecem nepăsător pe lângă ei, căci în orice om întâlnim chipul lui Dumnezeu. Față de fiecare semen trebuie să avem aceeași bunătate. Prin iubirea față de aproapele nostru, ne arătăm iubirea pentru Dumnezeu. Astăzi, dragi elevi, ce am învățat? Iubirea este porunca dată de Mântuitorul Isus Hristos. Iubindu-i pe toți cei de lângă noi, îl iubim pe însuși Dumnezeu. Dragostea ne face mai buni, mai generoși, mai înțelegători și mai sensibili la sentimentele celor din jurul nostru. A iubi pe Dumnezeu înseamnă a ne iubi aproapele, adică pe orice om. Iubirea este cel mai frumos sentiment sădit în sufletul fiecărui om de către Dumnezeu. Oferim iubire ca să primim iubire. Să descoperim împreună. Sea pe seară spre Erihon, ostenit mergea un om, jefuit în drum de hoți, părăsit a fost de toți. Numai unu-i făcu bine ce era străin. Știi cine? Bineînțeles, Samarineanul Milostiv. Acum ne vom juca împreună. Jocul nostru de astăzi se numește Ușa spre Inima Ta. Ne vom organiza în două echipe. Fiecare echipă va avea de rezolvat câte o sarcină. Prima echipă va avea de scris și apoi de mimat trei modalități legate de iubirea aproapelui. Cea de-a doua echipă va desena trei fapte bune. Să fim creativi. Desenează un caiet, o stea și pe fiecare colț al stelei scrie o faptă bună prin care îți arăți iubirea față de aproapele tău. Depus la inimă. Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu, sfântul Isac Sirul.